Sfântul Mucenic Isidor din Chios. În timpul domniei lui Decius, acest Isidor a fost luat cu sila din insula Chios în armatele împăratului. Isidor se lipise încă din copilărie de credința creștină și își petrecuse întreaga viață în postiri, rugăciuni și fapte bune. Dar în armată, aflându-se și declarându-se el creștin, comandantul l-a înșfăcat, i-a cerut explicații și i-a poruncit să se lepede de Hristos și să aducă jertfe idolilor. Sfântul atunci a zis: chiar și dacă îmi vei ucide trupul, dar asupra sufletului meu nu ai nicio putere. Cu mine este adevăratul Dumnezeu cel viu, Iisus Hristos, care lăuntru mine trăiește acum și după moartea mea. El este cu mine, iar eu întru dânsul și cu dânsul rămân și nu voi înceta nici când să mărturisesc în numele Lui, atâta vreme cât voi avea în mine suflare de viață. Mai întâi, comandantul a poruncit ca Isidor să fie biciuit cu vină de bou, iar după aceea a pus să-i se taie limba. Dar chiar fără limbă, Isidor, prin Duhul lui Dumnezeu, grăia limpede și mărturisea numele lui Hristos. Între timp a căzut pediapsa lui Dumnezeu și asupra comandantului, care deodată a amuțit cu desăvârșire. La sfârșit, comandantul cel mut a făcut semn ca lui Isidor să-i se taie capul. Isidor s-a bucurat auzind o sânda. Lăudând pe Dumnezeu, el a urcat eșafodul pe care i s-a tăiat capul la anul 251. Însoțitorul lui, Amuna, i-a îngropat trupul cu cinste, apoi s-a încununat și el cu cununa muceniciei.